Casa Muzeu Elie Wiesel nu va fi cedată deocamdată Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România. Proiectul de hotărâre care prevedea acest transfer a fost retras de către primarul Horea Scubli de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 14 decembrie, înainte să fie supus votului consilierilor locali. Joi, conducerea Muzeului Maramureșan, în subordinea căreia se află Casa Elie Wiesel, le-a înaintat consilierilor locali o scrisoare deschisă de susținerea păstrării instituției de cultură în domeniul municipiului Sighetu Marmației. Cu profundă îngrijorare am aflat de intenția de scoatere a Muzeului Maramureșan din spațiul Casei Elie Wiesel, urmând a fi cedată Institutului Național de Studiere a Holocaustului din România, Elie Wiesel din București. Nimeni niciodată nu ne-a consultat sau abordat pentru acest transfer atât de păgubos în intenția sa pentru instituția noastră, pentru cultura sighetană și pentru cetățenii orașului. Consiliul de Administrație și Consiliul Științific al Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației m-au mandatat să prezint acest punct de vedere ferm al nostru, de a vă ruga, având puterea de decizie, să nu lăsați separarea Casei Elie Wiesel de instituția noastră. Nu vrem să fim partinici, nu ne implicăm în tabere politice, nu scriem pe Facebook despre înțelegeri politice, incompetențe rele, intenții sau nepăsare, se arată într-o scrisoare semnată de către directorul Muzeului Maramureșan, Gheorghe Todinca. Primarul Horea Scubli a precizat că discuțiile cu privire la trecerea Casei Memoriale Elie Wiesel din domeniul public al municipiului Sighetu Marmației în domeniul public al statului român au pornit de la cererea înregistrată la Secretariatul General al Guvernului de către Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel. Am avut mai multe discuțiile purtate referitoare la dorința ca cei de la Institutul Elie Wiesel, Institutul Holocaustului Elie Wiesel, care funcționează pe lângă Guvernul României, și-au exprimat o dorință referitoare să participe la investiții în cadrul acestei instituții a noastre numită Muzeu și Elie Wiesel. Sigur că orice bucurie de acest fel, sau eu cel puțin am primit cu bucurie faptul că cineva vrea să facă ceva financiar pentru noi. Nimeni nu-și dorește să dea un muzeu și pe domnul director îl asigur, deși văd că a făcut un manifest care nici măcar nu m-a consultat, puteam să vă dau date suplimentare, domnul director, să le aveți la înscrierea acestui manifest. Faptul că noi dorim sau nu, eu personal nu votez, să încercăm o asemenea asociere cu Guvernul României, poate fi benefică sau poate să nu fie benefică. În încercarea de a determina pe consilierii locali să ia decizia potrivită în ceea ce privește Casa Muzeu Elie Wiesel și fostul director al muzeului Mihai Dăncuș și actualul director au făcut câteva precizări despre instituția de cultură din Sighet. Această instituție locală, pentru că este în patrimoniul local al orașului nostru, este în patrimoniul muzeului nostru, are un destin pe care și la o soarte pe care și-a croit-o și l-a croit și sigur este îngrădit de anume limite care sunt firești și normale în condițiile unei bugetări, așa cum știm că se întâmplă astăzi în toată țara. Nu spun aceste lucruri pentru a face o plevarie pro-domnul, pentru a trimite acest mare obiectiv patrimonial al nostru în altă parte. Nici pe departe. Eu sunt pentru a îl păstra aici, pentru a îl păstra în patrimoniul nostru, pentru a dezvolta. Acum eu v-am spus aceste gânduri care pe mine mă frământă și sunt sigur că vă frământă și pe dumneavoastră și poate în primul rând pe colegii de la muzeu și sunt alături de ei în ideea de a nu desprinde nimic din patrimoniul muzeal. Dar poate că ar fi bine să medităm și să găsim soluții prin care guvernul, care e atât de generos și doritor să-și preia în patrimoniu această casă, această construcție, această piesă de patrimoniu cu toată avuția din interiorul ei. Avem multe lucruri importante și care să susțină ideea că totuși aici s-a făcut ceva special față de alte zone ale țării. Și ar trebui să rămână în continuare așa. Sigur, să se găsească soluții de finanțare chiar guvernamentale.
De ce nu? Chiar într-un parteneriat cu Institutul Televizor, care funcționează pe lângă Guvern. Nu știu dacă dumneavoastră ați citit și cum v-a zis pe nimeni, nici eu n-am avut acces la înțelegerea între Institutul Televizor și partidele politice din România. A citit cineva? Nu cred. A citit cineva ce dorește Eli Wiesel ca instituție, muzeul vorbesc, instituția lor de la București pentru a face pentru cultura evrească din România. Vă rog foarte mult să citiți, vă rog să vedeți care este mesajul acestui institut de cercetări care vă atrage atenția că nu este un muzeu, nu este un creator de muzee. Este o instituție care dezbate probleme politice, culturale, interetnice, religioase, care condamnă personalități care au avut considerente de crime de război sau care sunt considerate antisemite. Acest muzeu creat de Institutul Eli Wiesel nu face ce facem noi. Reacția a fost și din partea unor consilieri locali. Alexandru Oros i-a cerut primarului Horea Scubli retragerea proiectului și rediscutarea lui înainte să fie supus votului. E bine, probabil că dacă am ajuns la discuția finanțării sau financiară vis-a-vis de casă de divizie, cel mai corect ar fi să iniciem noi niște discuții, nu? Nu știu, poate zic și eu, cu Federația Comunităților Evreiești, o fundație care face până la urmă cultură evrească, sau mai puțin evrească, adică o neutralitate din punct de vedere politic și cu stabilitate financiară. Și bineînțeles că înțeleg acum în mers am gândit cu o altă formulă și poate fi și aia interesantă. Însă dacă tot ați găsit formula asta acum, urmăritul ne-a povățuit domnul Dăncuș. Cel mai bine ar fi să retrageți proiectul și să venim într-o formulă de rediscutare, adică în forma parteneriatului. Iar mai întâi zic eu o chestie. Era de normal să fie discuția asta purtată între executiv și conducerea muzeului. În urma acestor discuții, proiectul nu a mai fost supus votului consilierilor locali, fiind retras de primarul Horea Scubli, care a precizat la inițiativa fostului director al muzeului, maramureșan din Sighetul Marmației, Mihai Dăncuș, că s-ar putea lua totuși în considerare un parteneriat între instituții. Eu personal înțeleg să retrag acest proiect, pentru că nu m-am gândit nici la un moment dat să propun Guvernului României această asociere. În urma unei discuții pe care o să o facă o comisie, din care desigur o să fie în primul rând cei doi directori ai muzeului, să găsim care sunt condițiile asocierii, atunci cu siguranță vom veni la dumneavoastră, tot Consiliul Local va fi cel care va aproba această asociere și termenii și condițiile lor. Eu vă mulțumesc și îmi cer scuze, probabil că trebuia să avem o discuție cu domnul Dăncuș înainte. Primarul Horea Scubli a mai precizat că după ce vor fi stabilite condițiile în care se va încheia acest parteneriat, proiectul de hotărâre va fi adus din nou în fața consilierilor locali. Casa Muzeu Eli Wiesel a fost deschisă la Sighetul Marmației în luna iulie anului 2002, iar în cei 15 ani care au trecut de atunci, 10.000 de vizitatori i-au trecut pragul.